Bună ziua tuturor, sunt Arotela cu etalarea clasică pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent în Capricorn pentru august 2019. În cazul în care nu reușesc să termin aceste etalări, vă rog frumos căutați în playlist pentru etalările noi cu cărțile cu animale, spiritul naturii. Pentru că dacă nu reușesc, înseamnă că am niște probleme. Încep să tai cărțile. Am văzut la un dat 6 de cupe, poate unii aveți de a face cu un semn de apă sau cu cineva din trecutul vostru, o persoană care vă este tare dragă, un prieten, o prietenă, poate rude din trecut, vin și vă întâlniți într-un context plăcut. Deci, Soare, Lună, Venus, Ascendent în Capricorn, august 2019. Capricorn. Care îmi sunt foarte dragi? Ia să vedem. Energia centrală. Oh, 2 de spade. 2 de spade. 2 de spade spune că trebuie să alegeți, dar să nu alegeți cu mintea, ci cu intuiția. În spate ascundeți multe emoții. Poate că unii dintre voi nu vreți să le arătați. Pentru că știți că înainte de a le arăta, trebuie să alegeți o spadă. Trebuie să le exprimați. 2. Decizii. Decizii importante, sau mai bine zis, alegeri, nu decizii. Alegeri. Poate să fie un semn de aer pentru unii dintre voi. Ce vă blochează această... Aici sunteți chiar voi, sau un alt semn de pământ. Cavalerul de monede. Da, vă decideți greu, dar și când vă decideți, rămâneți concentrat pe alegerea făcută. Într-adevăr, vă și urniți greu și vă mobilizați greu în împlinirea, eu știu, unei idei. Dar în momentul în care ați hotărât, nu vă mai poate deruta nimeni. Provocarea este că această decizie întârzie sau încetinește avansarea acestui cavaler de monede în proiectul lui. Poate un proiect în care trebuie să decideți ceva, să alegeți. Zicem că lucrați în design interior și trebuie să alegeți culorile, da? E, numai faptul că stați și vă gândiți ce culoare, roșu sau albastru, roșu sau albastru, întârzie proiectul care în sine va aduce un succes. Dar faptul că pierdeți prea mult timp cu această decizie, am zis așa, am creat un exemplu. Poate să fie și în relații, poate să fie și acasă, poate să fie și la locul de muncă. Vedem. Decizii. Alegeri. Trecutul îndepărtat, vai ce frumos, cavalerul de cupe, ori un semn de apă, că tot am văzut mai devreme semn de apă, ori cineva care v-a emoționat, v-a atins sufletul într-un mod deosebit, că a venit la voi și v-a oferit această cupă și acum voi trebuie să alegeți. Să alegeți să exprimați aceste ape, da, din spate sau să alegeți să lăsați mintea și să vă întoarceți cu fața către apă, către lună, către partea voastră emoțională. Mulțumesc, Spirite, pentru ghidaj. Cavalerul de cupe, în trecutul îndepărtat, semnul peștilor, aracului sau al scorpionului. Dar, repet, nu este obligatoriu să fie acest semn. Poate persoana respectivă are planete, da? Să zicem că este berbec, dar are planete în rac sau în scorpion sau în pești. Și asta îl face uneori pe acel berbec, am dat un exemplu, să fie emoțional. Trecutul apropiat. 4. De monede. Aici sunteți voi. Așa vă simt. Este o energie foarte strictă. Vă este teamă să ieșiți din șabloanele în care v-ați învățat. 4 este un număr foarte stabil. Sunteți stabili în ceea ce v-ați obișnuit să faceți, pentru că asta vorbește de obișnuință, tabieturi, ritualuri. Ritualuri zilnice. Nu la altceva mă gândeam. Poate, pentru unii, să țineți foarte mult la această persoană în semn de apă. Și totuși, să nu acest atașament față de această persoană să nu vă permite să avansați, da? Să avansați în dezvoltarea relației. Încă sunteți într-un stadiu în care, după cum arată și central, trebuie să alegeți ceva.
Poate trebuie să alegeți între această persoană, da? Și șabloanele în care v-ați obișnuit, tiparele vostre de comportament. Pentru unii dintre voi, patru de monede poate să reprezinte o situație financiară în care trebuie să puneți bănuți deoparte pentru un proiect, pentru acest proiect foarte frumos, poate să fie și relație, evident, poate să fie dorința voastră de a merge către cineva și să-i prezenta această ofertă de relație stabilă, de prietenie, de lungă durată, de ce o fi, afacere, da? Dar până atunci, până să alegeți, țineți bănuții deoparte, îi puneți la punguță și vă pregătiți eventual mișcările. Dar, evident, patru de monede nu prea se mișcă. Aici e problema. Că în ultima vreme nu prea v-ați mișcat. Și din acest motiv trebuie să decideți. Rămâneți pe loc sau vă mobilizați cât de încet. Că e cel mai încet dintre cavaleri, cavalerul de monede. Dar important e să vă mobilizați. Pentru că, evident, stagnarea nu aduce evoluție. Oh, Luna. Luna. În această poziție, să zicem că este energia care guvernează, guverna într-un fel sau altul întreaga lună, august și lunile următoare, pentru că, printre altele, reprezintă și viitorul îndepărtat. Luna este semnul racului sau al peștilor, uneori și al scorpionului. Sunt secrete, sunt mistere, sunt confuzii. Din acest motiv vă este greu să alegeți. Și simt că pentru unii dintre voi, mulțumesc, Spirit, toată această mare, tot acest ocean de emoții vă sperie, vă creează confuzii, vi se pare un... Voi fiind semn de pământ, vi se pare un mister nelucidat și stați și vă gândiți și nu știți ce să faceți. Pe de o parte, fiind semn de pământ, aveți nevoie de apă, altfel vă uscați. Altfel vă uscați, da? Am zis stagnați. Doar în pământ stagnați. Mai ales nici nu vă mișcați. Da, dragii mei Capricorni, se aplică această poveste în orice. Poate să fie și sentimentală varianta, poate să fie și profesională și familială. Luna. Un mister. Emoțiile astea vă creează mari confuzii și vă și atrag. Viitorul apropiat, vai, 10 de băte. Simțiți că sunteți copleșiți de prea multe responsabilități. De prea multe responsabilități este momentul în acest viitor apropiat. Trebuie să decideți, să alegeți, tot zic decis, da? Bine, e o variantă. Să alegeți între emoții și responsabilități și făcutul banilor și job și proiecte și ce mai aveți voi. Aveți emoții pe vertical, da? Și provocarea este acest cavaler. Mișcarea. Nevoia de mișcare. De a face un gest. Dar cum să faceți gestul când voi nu ați ales? Trebuie să alegeți între a rămâne în aceste tipare în care voi trageți la jug, munciți, vă ocupați de una și de alta, sau vă conectați la cel, la această mare, la emoții, la lună, la latura voastră feminină. Latura voastră feminină înseamnă acea latură care acceptă faptul că aveți și voi emoții pentru cineva, nu doar nevoi fizice. Nu știu de ce zic chestia asta, o fi pentru cineva. Trebuie să renunțați măcar la o responsabilitate, că altfel sunteți epuizați, dintr-un punct de vedere. Pentru mine, 10 de băte, pentru unii dintre voi, că nu toți sunteți căsătoriți, poate să fie și o căsnicie obositoare, epuizantă,
la care trebuie să renunțați, evident. Sau, dacă nu vreți să renunțați, mai lăsați de responsabilități, mai lăsați o bătă, două și pentru partenerul, partenera voastră sau pur și simplu pentru nimeni. Mai tăiați de pe listă ca să aveți energie pentru partenerul, partenera voastră în cazul în care nu vreți să vă, evident, să vă despărțiți. Dar augustul acesta, 8-ul acesta, este o lună a transformărilor și trebuie să vă transformați un pic viața. Sfatul, vai, magicianul pe care l-am văzut și când am amestecat cărțile. Sfatul este, da? Mulțumesc, spirite. Îi mulțumesc când îmi dă câte o idee, mi se pare mie bună. Sfatul este să vă adunați resursele, dragii mei capricorni. Și ce înseamnă asta? Că spusei mai devreme, aveți monede, aveți pasiune, aveți și emoții, dar trebuie să alegeți, da, gândul ăsta vă obosește și trebuie să mai aveți ce? Credință. Fără acestea cinci puteți să aveți patru, da? Patru elemente ale zodiacului european, dar vă mai trebuie credința. Spiritul, conectarea la spiritul vostru superior, la spiritualitate, da? Că doar avem, tot am vorbit de 8, da? De luna august. Ca să învățați să manifestați ce un început, ceva nou, ceva magnific, nu doar nou. Că e magicianul, magicianul nu manifestă lucruri mici, ci lucruri deosebite, manifestor. Manifestor, dar o să vorbesc odată cândva și despre așa ceva. Manifestorul stă, dar când apare cu proiecte deosebite, că e la locul de muncă, că este în relația voastră cu cineva, că e în această căsătorie, pentru unii dintre voi care sunteți maturi și sunteți căsătoriți. Magicianul manifestă. Evident că poate să fie și un geamăn, evident că poate să fie și o fecioară, evident că poate să fie și un berbec, că e prima zodie, dar puteți fi voi dacă sunteți născuți în ianuarie. Și atunci sfatul este să manifestați. Ce înseamnă magician? Este goal gator, este acel om care în momentul în care și-a propus, a ales, a decis, face. Face. Realizează orice își propune. Și iar avem Mercur, iar avem această nevoie de a alege. Semnul aerului pentru unii dintre voi poate să fie. E sfat. Din acest motiv așa citesc cartea. În continuare, exterior, va, cineva își face griji pentru voi. Evident că nu e obligatoriu să fie semn de aer. Puteți să vă gândiți unii dintre voi la gemeni, la balanță, la vărsător, dar nu este obligatoriu. Cineva își face griji pentru voi. Este forță exterioară. Nu doarme noaptea din cauza voastră și își dorește. De multe ori își face griji nefondate. Cum am spus mai devreme, poate trebuie să decide să vă exprimați emoțiile față de cineva, că tot e mare aceasta în spate, o simțiți, dar o blocați într-un fel. Și din cauza că vă blocați aceste exprimări, persoana cealaltă sau cineva din viața voastră își face griji nefondate, își închipuie că aveți pe altcineva sau că nu știu ce face sau nu știu ce dregeți. În cazul în care sunteți într-o căsnicie nefericită, probabil că și cealaltă persoană își face griji. Este forță exterioară, repet, ca să știți în ce poziție e cartea și de ce o citesc așa. 9 de spade poate să fie și cineva bolnavior. Poate să fie și cineva bolnavior. Ce frumos! De ce vă este frică? Regele de cupe, că tot ați avut în trecut un depărtat cavalerul de cupe. Evident că dacă e cavaler, că e rege, poate să fie și regină, dar apare ca și o energie masculină, adică persoana este activă, nu-i pasivă, chiar dacă e rege, da? Chiar dacă e femeie, e activă. Dar ce face regele de cupe? Iubește foarte mult, foarte intens, dar nu arată.
Puteți fi voi aici. Să nu arătați, că doar trebuie să decideți. Decideți, arătați dragostea sau nu arătați. Și dacă nu arătați, manifestați, că tot am văzut magicianul, manifestați confuzii, mistere asupra voastră. Vă este frică de regele de cupe. Pe de o parte, unii dintre voi, pentru că v-a apărut 4 de monede da, și 10 de băte, unii dintre voi aveți tendința să vă fixați în tipare comportamentale și să fugiți de dragoste, implicându-vă în responsabilități multe, multe, care vă distrag de la acest concept de dragoste adevărată, de dragoste profundă. Asta e regele de cupe. Iar semn de apă, dar pe noi obligatoriu, puteți fi chiar voi aici. De ce vă este frică? De această dragoste. Vai, regele și regina și cavalerul, toată familia de apă. E clar, înseamnă că aveți de-a face cu... Sunteți deja într-un cuplu divin. Posibil aveți și voi, sau ei, au planete în preajma voastră, aveți niște conjuncții, sunteți emoțional amândoi. Dar e foarte interesant, în funcție de ceea ce alegeți, în funcție de ceea ce alegeți, manifestați, magicianul, manifestați. Ori despărțirea, ori apropierea. Depinde de voi. Și pentru asta aveți luna, trebuie să vă conectați la intuiție și să vă ascultați această nevoie de emoție și nu doar. E cineva care vă hrănește, da? Ca o mamă, emoțional, ca o mamă. Poate într-un mod misterios. Dar aveți cuplu divin în acest moment. În așa mi-a apărut mie, nu știu cum apare pentru Augusta alții, dar mie așa mi-a apărut. Dar în funcție de cum alegeți, stați spate în spate sau față în față. Adică reușiți să creați confuzie și mistere sau reușiți să manifestați. O să vi le pun frumos, că îmi place să manifestați ceva nou, ceva deosebit. Deosebit. Asta este ce vă doriți. Vă doriți dragoste. Vă doriți această regină de cupe, pești, rac sau scorpion? Sau, dacă nu e în această zodie, o persoană care vă emoționează și vă hrănește emoțional și da, vă completați emoțional, da? Ce-o fi picat? Nu știu ce-a picat. Haideți să vedem ce iese. Ce iese? Temperanța. Și nu e... Că am mai văzut ceva. Ceva frumos. Asul de cupe. O nouă dragoste. Adică, ce am zis mai devreme. În funcție de ceea ce alegeți. Dar evident, trebuie să vă echilibrați. Știți că prin această persoană, vă echilibrează. Altfel sunteți dezechilibrați dacă sunteți separați. Da, doar așa vă echilibrați. Da. Dar cum să alegeți așa ceva decât făcând un pic de curățenie emoțională? Poate și luna aceasta strânge multe, absoarbe multe. Curățenie spirituală, energetică. Vorbiți cu îngerii voștri, curățați-vă chakrele, faceți niște exerciții, meditație, ce-o fi. Conectați-vă la spiritualitate și știu sigur că sunt câțiva capricorni pe care îi cunosc și îmi sunt prieteni dragi, care deja au început această, simt această nevoie de spiritualitate după ce s-au îndepărtat, știu sigur. Nu știu, acum voi cei abonați la canalul meu cum sunteți și altfel echilibrați
veți atrage această dragoste. Este un dar divin, este o dragoste unică, profundă, adevărată. Este un dar divin care vă umple sufletul de fericire. Și nu doar că veți atrage această dragoste, veți atrage dragoste față de voi înșivă, pentru că cei care nu se iubesc suficient, evident că nu pot să înțeleagă aceste concepte. Deci trebuie să vă iubiți pe voi altfel. Adică să renunțați la tipare și la responsabilitate sau responsabilități. Și veți crește, veți crește. Asta este semnalul unei relații de lungă durată. Oh, ce frumos și îndrăgostiți! Ce înseamnă să tragi cu ochiul? Ce frumos! Pentru unii poate să fie suflete gemene. Pentru unii. Vai, cine m-a pus să mă uit? La capătul acestor cărți, ce aveți? 10 de monede, 2 de cupe. Puteți manifesta victorie cu acest suflet pereche deosebit, cu care comunicați telepatic, emoțional, puteți manifesta succes maxim. Dar depinde de voi, trebuie să alegeți, trebuie să echilibrați, să vă echilibrați, să aveți 2 de 6, ca să mergeți către victorie. Și interesant, aveți și Marea Preoteasă, persoana asta se îndeapă, e cam supărată pe voi, aveți Marea Preoteasă, iar conectare la intuiția voastră, la spiritualitate. Să înțelegeți ce e bine, ce e rău. Poate unii dintre voi trebuie să mergeți la un astrolog, la un cititor în tarot ca să, eu știu, să vă ghideze sau pur și simplu să stați de vorbă despre lucruri profunde care să vă atragă tot acest succes. Pentru că sunteți, da, unii pe flăcări gemene. Intrați. Sunt cărți prea frumoase ca să nu fiți pe flăcări gemene, unii dintre voi, sau pe relație darmică, nu karmică, darmică. Un sfat de la înger pentru gemeni. Eu pentru Capricorn vreau să zic. Poate aveți de-a face cu un geamăn. Ia uite. Cereți ajutorul, cum am zis mai devreme. Mergeți la un astrolog, mergeți la un consilier. Mergeți undeva. Că a fost 6 de monede, poate aveți nevoie de ajutor financiar, dacă aveți probleme financiare, ca să mergeți, să călătoriți sau să decideți, să alegeți. Cereți ajutorul cuiva, iar e Neptun, iar e semn de apă, pentru că trebuie să învățați să spuneți cuiva, te iubesc. Și cineva vă va răspunde, te iubesc. Sunt cele mai puternice cuvinte. Și interesant este că aveți semn de aer, adică cuvânt exprimat. Și aveți și magicianul, manifestați. Da? Cum am spus mai devreme. Spuneți cuiva că iubiți. Și vi se va răspunde. Nu mai stați cu teamă, că și ei vă iubesc. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Vă pup, numai bine!